România ca și țară este o națiune care se identifică pentru iubirea pentru sportul rege. De-a lungul timpului, având fotbaliști la cele mai mari cluburi din lume, precum Gică Popescu la Barcelona, Gică Hagi la Real Madrid sau Dan Petrescu la Chelsea, Londra. Însă după generația incredibilă a lui Adrian Mutu și Cristi Chivu, doi coloși ai fotbalului european, în acele vremuri, România din păcate nu a mai dat nici măcar un star de nivel internațional. A trecut mai bine de un deceniu de secetă. Însă după atâta timp cred că au început să dea primii strop de ploaie și pentru români. Pentru că avem din nou un fotbalist care poate ajunge la un nivel mondial, numele său fiind Radu Drăgușin. Radu Drăgușin este cel mai apreciat român al momentului. Fundașul a făcut partide extrem de solide în tricoul lui Genoa, iar acum este pregătit să facă pasul în cel mai puternic campionat de fotbal din lume, Premier League. Newcastle va face o ofertă de 40 de milioane de euro, iar italienii anunță mutarea ca și făcută. Newcastle este un club care în ultimul timp a devenit o forță, după ce la echipa au venit noi investitori, care au făcut ca echipa să ajungă de la lupta la retrogradare la o adevărată forță în Anglia, care a terminat în primele 4 echipe anul trecut, iar acum evoluează în Liga Campionilor. Așa că transferul lui Drăgușin la un asemenea nivel ar fi o lovitură imensă. Fundașul central român, în vârstă de doar 21 de ani, este un fotbalist care a debutat în fotbalul mare pentru Juventus Torino, echipă la care a evoluat în 4 partide, urmând să fie împrumutat la echipe mai mici, precum Sampdoria sau Salernitana. Juventus însă nu a crezut că românul poate evolua atât de repede și că le-ar putea fi util în următoarea perioadă, așa că l-a vândut la Genoa, în Liga a doua, pentru 5,5 milioane de euro. Aici, Drăgușin a fost titular, jucând meci de meci și promovând fără emoții în prima divizie italiană. Acum, Drăgușin nu a avut nicio problemă să fie titular și în primul eșantion de fotbal din Italia. Ba chiar, acesta a avut evoluții foarte bune în tricoul lui Genoa, care îl vede ca pe un mare star la care nu va renunța decât pentru o sumă foarte mare de bani. Românul deja a atras atenția mai multor echipe de top, este vorba despre echipe din fața clasamentului din Bundesliga, dar și de echipe de mare tradiție din Italia, precum Napoli sau AC Milan. De asemenea, sunt cluburi din Premier League care se interesează de semnătura românului. Drăgușin este foarte apreciat și lăudat în acest început de sezon, primind note foarte mari de la presa de specialitate din Italia, iar calitățile sale sunt foarte, foarte bune. Radu se diferențiază de ceilalți fotbaliști români în primul rând prin fizicul său impunător. Acesta duce cu gândul la Cristiano Ronaldo, fiind un adevărat pachet de mușchi. De asemenea, acesta este foarte inteligent și mai ales serios, așa cum îl descrie agentul său, care visează că într-o zi Drăgușin să pună tricoul lui Real Madrid pe el. Deja, Drăgușin este o piesă cheie a naționalei României, fiind cel mai tânăr dintre titulari și omul cu cea mai mare cotă de piață, fiind cotat în aceste vremuri de Transfer Market la 8 milioane de euro, o sumă care cu siguranță va mai crește în următoarele luni. În această iarnă, cu siguranță vor veni multe oferte pentru Drăgușin și sunt chiar foarte curios ce va alege. Oare va mai sta câteva luni la Genoa, unde se simte bine și unde clar mai poate evolua, sau se va transfera la o echipă de top? Personal, varianta cu Premier League mi se pare una încântătoare, însă parcă mi-aș dori să-l văd pe Drăgușin în tricoul unei echipe mari din Italia, precum Inter Milano, Napoli, AC Milan sau de ce nu chiar o reîntoarcere la bătrâna doamnă Juventus. Sunt curios ce părere aveți voi despre Drăgușin. Scrieți-mi totul în comentarii și dacă tot sunteți acolo, nu uitați să apăsați pe butonul de like și abonare,